Cum să nu mai fii slab la Fortnite? Tutorial. Practic, dacă un prieten de-a tău ți-a trimis acest videoclip, crede că ești slab. În primul rând, avem nevoie de puțină încălzire, așa că o să mergem pe harta aceasta. Aici, pe această hartă, practic, trebuie să dai 200 cap să se pună kill-ul. Vedeți, i-am dat 128, nu se pune. Așa, i-am dat max damage. Boom. 100, nu se pune. Boom, dai edituri. Acolo am ratat editul. Practic, aici se antrenezi, ai mult și dai max damage tot timpul în situații foarte stresante. Joci și tu 10-15 minute cu prietenul tău. Nici mai trebuie să zic ceva până v-ați încălzit amândoi aimul. După, intri cu prietenul tău, cu duo-ul tău, pe o hartă ceva de 1 versus 1, să vă încălziți un pic și construitul, da? Dacă vă jucați zero build, puteți să dați skip la pasul acesta, vedeți, eu nici la mai am încălzit, pam, 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 ați dat un pic niște edituri, te joci așa un pic cu duo-ul tău, tot așa, 5-10 minute, până vedeți că începe să intre bine construitul. Pam, pam, niște edituri lejereanu și v-aș recomanda să faceți asta de fiecare dată. Easy peasy lemon squeezy. După îți iei duo-ul și intrați în meciuri. Recomandarea mea, dacă vreți să câștigați fiecare meci, găsiți-vă o locație a voastră pe care să o cunoașteți extrem de bine, să știți unde e absolut tot. Faceți-vă landul perfect acolo și câștigați! Simplu! Cu această strategie senzațională este dovedit științific că o să câștigați fiecare meci. Dacă aveți, folosim pe shop. Bă, Dani, la tine butonul de like ce culoare se face când îl apeși? Albastru. Albastru e la tine? Mamă, la voi ce culoare se face butonul de like când îl apăsați? Așa, de curiozitate. La mine se face RGB. Răcat rink. Bun, noi am ajuns în locația noastră cu care, în care mergem tot timpul. Luăm și noi acest volt. Asta este strategia noastră, vă rugăm să nu o furați. Ne facem full și suntem pregătiți de măcel. Ia. Mamă, ce m-a speriat botul ăsta. Mamă, tu-i dansezi botului. Bine, nu-i gata, îl iau cu lopata. Mi-a dat ăsta de majulit. Unde fugi, amigo? Unde fugi? Unde fugi? Calmează-te. Ia uite-l, mă, pe ăsta ce face. Nu pot să cred ce face acest individ. Doamnelor și domnilor, bă, de cu ce te ajută că ai fugit? Hai după el. Eu nu prea sunt de acord cu fuga. Bătut unu? 7 FNCS-uri, 0 coal, mamă. Transpiration, cam slăbuț, bro. Cum să nu te califici la niciun FNCS? Slăbuț. Bro, nu s-a calificat la niciun FNCS băiatul ăsta. Ha! O strategie 300 IQ, cam pe zi oamenii. Și după ne luăm mașina, am plecat. Tu este mental. Ia uite-l. Totul este aici, băieți. Totul este aici. Să fii bun la Fortnite este un mindset. Dacă crezi că ești bun, o să fii bun. Următoarea chestie pe care o să facem, o să mergem să luăm forecaster-ul. Pentru că sunt... Oule, wow. Calmați-vă, băieți. Calmați-vă, calmați-vă. Se poate întâmpla să dai și de transpirați prin player. Player. Crezi că joacă bine? Poate întâmpla să dai și de transpirați din ăștia. Bravo. Hai că stau în viață. Să nu. A, a luat el finish-ul, mă. A dat el thirst-ul. Ok, mergem, dăm repede reboot la omul nostru. Se mai întâmplă, se mai întâmplă. Mai dai câteodată și de transpirați din aceștia. De-aia e... De-aia e foarte bine să ai forecaster-ul, să vezi următoarele zone, pentru că ați văzut, dacă ați văzut clipul de ieri, extrem de mulți transpirați! Băgăm și noi forecaster-ul, bineînțeles, băgăm cardul, dăm gloanțe la amicu și gata, avem următoarele zone. Te-am lăsat acolo. Glonțanele. Mâncăm în KFC, bineînțeles. Bineînțeles, încercați mereu să luați cele mai bune părcuri. Să nu vă fie lene. Am lene să mai citesc ce părcă ăla, ce părcă ăla. Nu, frate, că te ajută. Bonus, eu am bonus damage acum la shotgun. Se adună, se adună, stați liniștiți. Cele mai bune iteme de heal în momentul de față când facem acest videoclip sunt, bineînțeles, slurp juice-urile acestea. Stacați cât mai multe.
pentru că sunt departe cele mai bune iteme de heal pe Fortnite. Practic, tu poți să te bați, îți crește viața. Deci e extrem de enervant să te bați cu jucători care își dau slurp-uri, care au mai multe. N-ajungi pe final și ai un loot de calibrul acesta, e greu să mai pierzi meciul. E greu. Hai, deschidem și 3 chesturi aici la Caterinca, așa. Hai să mergem și în următoarea zonă. Și când vine vorba de mitice, aveți MK7-ul ăla. Deci eu nu am mitica, dar MK7-ul ăla dă extrem de mult damage, cam cel mai bun, cea mai bună mitică. Hit charge-ul e extrem de bun dacă vă place charge shotgun-ul. Mie nu mi-a plăcut niciodată, dar dă 200 cap, e top, rău de tot. Și drumgun-ul e decent, player in aer, vin pe noi. Hai pe primul, focus pe primul. L-am bătut din aer. 32-3. Correct, și la ăla. Bro, despre ce vorbim, my brother? Mamă, ce aveau ăștia. Slurp-uri, iau și mai multe slurp-uri. Bro, am 6 slurp-uri. Bravo. Mama, lui l-a călcat cu mașina a lui. Bro, și-a călcat cu echipierul cu mașina, frate. Cine ții, bro? Ne-a furat altul kill-ul. Bro, ăsta și-a călcat propriu cu echipier cu mașina. Bă, nu faceți asta, mă, nu e frumos. Iar nu e frumos. Doi acolo. Mamă, ce a încercat ăla să facă. Calmează-te, mi-e amigo. Amândoi cu sniperul pe tine, vezi? Ai grijă. Dublu sniper. O strategie. Avem o situație destul de complicată aici. Ăia au sniperi acolo. Cam urățel, cam urățel. Mort unul? What? Am luat thirst-ul. Practic să iei thirst-ul înseamnă să te duci ca haplea după kill. 30. Celălalt. Cracked ăla de acolo. Și mai multe slurp-uri. Efectiv cele mai bune iteme de heal din jocul 30. Acesta. 37. Cracked, bătut. Mergem, luăm thirst-ul. Iar acum suntem 2v1, ne băgăm peste el în box. Bam, bam, peste el în box, frumos, gândim, vedem care sunt build-urile noastre, care nu, creier. Acum căutăm ultimul șobolan, care probabil se ascunde, cred că știu care e, era și el pe aici, dar a fugit. E greu să mai facă ceva. Dacă murea Dani Buca, avea șanse la 1 vs 1, cam asta ar trebui să faci, să izolezi fight-ul. Bă, ce a făcut ăsta? Na. Niciodată nu faceți asta, bro, dărașii mei, niciodată. Bro, e bună arma aia, Rocket Ram-ul, e interesant. Dar nu așa. Îți iei beam din aer și uitați cât de ușor este să câștigi meciuri pe Fortnite. Cât de ușor este, efectiv, nu aveți scuze să nu câștigați în fiecare zi 10 meciuri. Cupa Oldemul pe shop, pentru noroc. Care ați ajuns până aici, până la finalul videoclipului, vă respect, sunteți frații mei pe viață și lăsați un comentariu cu numele prietenului slab la care te gândești și la care i-ai trimis videoclipul ăsta ca să nu mai fie slab. Și o să vă dau inimioară la comentariu. Respect, ne vedem data viitoare. Salut!